Salutare, dragii mei pești, și bine v-am găsit la citirea voastră. Această citire este pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți aici. Este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil ca pentru unii dintre voi să nu se potrivească. Dacă totuși te regăsești în aceste mesaje, te poți alătura canalului meu de membri Private Initiator, pentru că acolo îți poți asculta bonusul semnului tău zodiacal. Vă mulțumesc foarte mult pentru like-urile voastre, pentru comentariile voastre și pentru faptul că sunteți extrem de activi pe canalul meu de YouTube. Dragii mei pești, hai să vedem ce se întâmplă cu voi în această perioadă și care va fi energia următoarei perioade pentru tine și pentru voi. Uite că spiritul deja ne oferă un mesaj. Bun, mesajul l-am primit foarte repede pentru tine. Tu încerci să faci o schimbare aici, dragul meu pește. Da, încerci să rupi un contract, încerci să începi ceva nou, încerci să faci ceva nou, pentru că cumva te-ai plictisit de ceea ce s-a întâmplat până acum, te gândești la niște strategii, te gândești la niște oportunități din punct de vedere financiar. Cărțile astea pe care le ai tu, The Thinking Man și Woman Holding a Coin, dar ai și contractul la baza pachetului, îmi arată schimbări profesionale destul de mari ce urmează în viața ta, să știi. Și aici vorbim despre strategii, aici vorbim despre faptul că tu îți faci o recapitulare și te gândești la ce ți se potrivește, la ce s-a schimbat în toată perioada asta, la ce ai putea să faci poate mai mult, astfel încât să câștigi mai mult sau să ai mai, nu știu, mai multe oportunități de câștig. Foarte multe decizii pe care tu le iei din punct de vedere profesional. Iată, contractul avem aici, da? Se schimbă niște clauze, se rup niște conexiuni definitiv, poate și din punct de vedere karmic, și te gândești la acea soluție perfectă pentru tine, cum ți-ar fi mai bine sau cum ai putea să-ți asiguri bunurile, cum ai putea să te asiguri pe tine. Poate există și lucruri legate de familia ta, sunt lucruri pe care va trebui să le rezolvi din punct de vedere legislativ până la sfârșitul lunii septembrie, legat de moștenire, casă, apartament, renovare și chestii de gen. Pentru că o sumă de bani simt că i-ai cheltuit, da? I-ai cheltuit pentru ceva, acolo a fost o investiție și probabil că acum te gândești la ce să faci pe mai departe. Hai să vedem care sunt și celelalte mesaje din cărțile de tarot pentru semnul peștilor. O energie frumoasă, aș spune, dragul meu pește. Poate unii dintre voi vă gândiți dacă să încheiați un contract cu o femeie. Poate să fie un contract de imagine, poate să fie orice contract, de fapt, da? Te gândești cumva dacă este ok pentru tine această colaborare. De ce te tot gândești tu la conexiunea asta? De ce te tot gândești tu la contractul ăsta, la colaborarea asta? Înseamnă că dacă te gândești atât de mult, înseamnă că încă este ceva ce ție nu-ți cade bine. Nu-ți dă ceva la socoteală, este? La baza pachetului ai 9 de bâte și 6 de bâte. Ideea este că dacă ar fi să-ți răspund cu da sau nu la această colaborare, aș tinde să-ți spun nu. De ce? Pentru că pot să văd într-adevăr pentru început, poate următoarele, nu știu, 6 săptămâni, că într-adevăr funcționează acest ceva, funcționează ideea asta, funcționează colaborarea asta, funcționează situația asta, da? Ai 6 de bâte. Însă este pe o perioadă scurtă. Faptul că ai diavolul după aia și 9 de bâte, mie îmi spune că ar trebui să fii destul de rezervat sau ar trebui să cauți mai multe informații. Nu cred că este cazul pentru tine să iei o decizie în momentul ăsta, cel puțin, pentru că nu ai totul aici, dar nu ai totul. Și este ceva în cărțile de tarot ce mă anunță de faptul că acest 9 de bâte, în această energie tu ai mai fost. Da? Am mai fost experiențe pe care tu le-ai făcut la fel. Ai mai trecut prin chestia asta și cu toate astea nu ți-a fost ok, știi? Te-ai legat la cap
cu multe lucruri. Diavolul poate să reprezinte un contract care nu neapărat este benefic. Diavolul reprezintă o lipsă totuși a libertății. Deci încearcă să înțelegi și dincolo de această conexiune, contract, ce vrei tu să faci cu această persoană, fie bărbat sau femeie, că s-ar putea să te priveze de anumite aspecte ce nu vor fi în avantajul tău. Da? Vorbim despre manipulare, vorbim despre control, vorbim despre faptul că poate sunt idei pe care nu ți le vei putea pune în practică și, în fine, fii foarte atent la aceste clauze. Da? Părerea mea personală este să mergi înainte singur, ai acest 9 de monede ce reprezintă independență pentru tine, individualitate, ce faci tu este bun făcut și tot așa. Nu mai repeta niște lucruri și nu încerca să ai încredere totală. În următoarea perioadă pentru tine, regina de spade, avem faetonul, iată schimbarea de direcție, luna iulie, și soarele. Da, privești către altceva. Deci este foarte posibil să ți se schimbe complet strategia pe care o ai acum, dragul meu pește. Da? Este foarte posibil să pleci dintr-un loc. Este foarte posibil să se schimbe tot ceea ce tu, de exemplu, vrei să faci acum sau felul în care tu vezi lucrurile astea în următoarele două săptămâni. Nu știu dacă le vei mai vedea la fel. Faetonul vorbește și despre drumuri, vorbește despre călătorie, vorbește, da, poate despre o vacanță în unele situații în luna iulie, însă mi se pare că aici este o chestie și de alegere profesională. Adică știu către ce vreau să merg, adică știu unde este succesul meu, unde mă așteaptă succesul meu și voi acționa în consecință. Și eu cred că pentru tine este un an foarte bun din punct de vedere financiar, asta simt, dacă lucrurile ți le vei face tu. Pentru că altcineva îți va pune diferite obstacole și piedici. Ce nu reușești să vezi? 5 de spade și justiție aici. Datorie karmică. Datorie. Încheierea unui contract iarăși va fi cu trâmbițe, cu... Probabil poate să fie și o oboseală, probabil va trebui să rezolvi o situație judecătorească, legală, da? În următoarea perioadă. Iată, nebunul și 8 de spade. O situație incertă, da? Aici, în ceea ce spuneam mai devreme în această legătură. Este o situație incertă în care nu se cunosc toate informațiile și nici tu încă nu ești hotărât cu privire la ceea ce vrei să faci de fapt. În mod clar, da? Poate să fie o mutare pentru unii dintre voi. S-ar putea să fie ceva probleme aici legate de această mutare sau legate de schimbarea acestei direcții până la urmă. Faetonul mai vorbește pe de altă parte și de asumarea răspunderii sau de putere, direcție. Controlează-ți singur toată această situație. Nu te lăsa controlat de altcineva. Se cere logică aici, multă, multă logică și mai puțină emoție în toată situația asta. Pentru că poți să fii legat poate emoțional de acest personaj. The Love Cross, hai să vedem, etalarea iubirii în viața ta. Răspunsuri, întrebări și răspunsuri totodată, nu? Peștele trăiește ceva neconvențional în momentul de față. Ce mai avem aici? Ascending, learning. Da, poate, cine știe, te înscrii la un curs în următoarea perioadă. Îți dorești asta. Îți vei asuma niște riscuri. Ok, bun. Mulți dintre voi își trăiesc libertatea, da? Vorbim despre întâlniri, vorbim despre acele momente frumoase, hai să ne întâlnim la cafea, poate este o prietenie aici cu beneficii, însă simt că peștele este foarte mult orientat către self-love.
Chiar dacă are niște opțiuni, chiar dacă are multe opțiuni, chiar dacă ar putea să aleagă pe cineva, totuși nu o face, cel puțin în următoarea perioadă, pentru că este foarte axat pe această prietenie, de fapt, pe această conexiune. Nu vreau neapărat o relație, vreau să văd cum mă simt, am trecut prin niște etape, nu mi le mai doresc. Și atunci îți apreciezi mult mai mult starea în care te afli tu acum, libertatea. Ne întâlnim la cafea, ne distrăm, ne simțim bine și cam atât. De ce? Pentru că peștele este și foarte mult orientat către creștere acum și nu are nevoie de această relație. Sunt unii pești care se gândesc într-adevăr la o persoană din trecut, s-ar putea voi încă să mai urmăriți persoana asta pe online, să vedeți ce mai face, unde respiră și așa mai departe. A fost o relație probabil aici de prietenie sau de iubire, bineînțeles, însă peștele învață, transcende momentul de față, simte că intră într-o nouă fază a vieții lui și cred că în următoarea perioadă își va asuma niște riscuri sau probabil că ți le-ai asumat deja, ori cu privire la acest contract, ori cu privire la starea ta conjugală, adică ți-ai spus ok, singur mai bine decât, uite, să mai trec prin ce am trecut, chiar dacă câteodată mă apucă și pe mine seriozitatea și aș vrea și o să am pe cineva lângă mine, momentan nu simt nevoia asta, adică nu cred că este prioritar pentru mine. Dezvoltare personală și foarte mult axat pe școală, foarte mult axat pe creație în momentul ăsta. Ai foarte multă pasiune pentru ceea ce faci. Adică toată energia aia pe care cumva ți-ai oferit-o celor din jur sau partenerului, acum o să ți-o oferi ție și o să o implici foarte mult în profesia ta. Dragii mei pești, cu aceste mesaje închidem zodiacul lunii iulie. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați fost alături. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și să aveți mare grijă de voi. La revedere!